Bună ziua și bun găsit la știri! Iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Spitalul din Onești va avea angiograf. Pelerinaj în Duminica Ortodoxiei. Zi de sărbătoare pentru pompierii băcăuani. Spitalul din Onești va avea angiograf pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională. Aparatul este unic la nivelul județului Bacău. La inițiativa președintelui Consiliului Județean Bacău, Valentin Ivancea, consilierii județeni au aprobat cofinanțarea în valoare de 3.688.000 lei pentru achiziționarea unui aparat angiograf vital pentru buna funcționare a Spitalului Municipal Onești. Această sumă se adaugă la cei 1.500.000 de lei aprobați în luna decembrie la inițiativa doamnelor senator Cristina Breahnă-Pravăț, dr. Bianca Purcărin și a doamnei deputat Anca Cătăuță, parlamentari ai Partidului Social Democrat, din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru achiziționarea acestui aparat. Spitalul Municipal Onești, Sfântul Ierarh dr. Luca, va fi dotat cu angiograf biplan pentru chirurgie vasculară și cardiologie intervențională, unic în județul Bacău. Astfel, pacienții din Onești, dar și din zonele limitrofe, vor putea beneficia în curând și de alte servicii medicale de înaltă calitate. Mulțumesc tuturor celor implicați în luarea acestei decizii și conducerii Partidului Social Democrat Bacău, europarlamentar Dragoș Benea, pentru atenția acordată comunității noastre, a transmis primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Mărțișor pentru oneșteni. Chiar în prima zi a lunii martie au început lucrările la modernizarea piațetei Casei de Cultură din Onești. Astăzi, 1 martie, au început lucrările pentru modernizarea piațetei Casei de Cultură. Inițial, un gând frumos, proiectul de suflet l-am pornit în 2014 prin realizarea Daliului. Aceste lucrări se bazează pe fonduri europene, fonduri locale și fonduri alocate din bugetul Consiliului Județean Bacău, fără de care ar fi greu realizabil acest proiect. Doamne ajută! A anunțat primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină. Pelerinaj în Duminica Ortodoxiei. Pe 5 martie 2023, protopopiatul Onești, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, organizează împreună cu preoții orașului Stațiune Târgohna pelerinajul Sfintele Icoane Bucuria Bisericii. Cu acest prilej sunteți invitați începând cu ora 16 la Biserica Precista, unde vom înălța rugăciune către Preamilostivul Dumnezeu, ca apoi să pornim în procesiune către Biserica Sfinții Voievoși și Biserica Răducanu. Vă așteptăm cu micul mare, fiecare având icoana dragă a inimii dumneavoastră, mărturisind biruința lui Dumnezeu și a vieții în această lume. Zi de sărbătoare pentru pompierii băcăuani. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgențe Major Constantin Ene al județului Bacău a avut loc o ceremonie militară cu dublă semnificație. În cadrul acesteia a fost sărbătorită împlinirea a 90 de ani de la înființarea protecției civile în România și a avut loc depunerea jurământului militar de către personalul nou încadrat. 76 de tineri soldați profesioniști au rostit într-un glas plin de încredere jurământul militar. Astfel, ei și-au luat angajamentul că își vor sluji țara, își vor apăra semenii și vor respecta Constituția, legile și regulamentele militare. Eu, soldat Mercator, jur credință patriei mele, România, jur, să-mi apăr țara, chiar cu prețul vieții, jur, Să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. După acest moment emoționant, aceștia au primit binecuvântarea bisericească din partea preotului, iar la finalul ceremoniei, inspectorul șef colonel Ovidiu Cărășel le-a transmis militarilor, aflați la început de drum, felicitări și un scurt mesaj de încurajare. Încercați ca înainte de toate să fiți mândri de uniforma pe care ați îmbrăcat-o. Realizarea legământului de credință față de popor va rămâne un gest de referință pentru dumneavoastră,
Intrând de astăzi în rândurile pompierilor români, nu ați ales doar profesia, ci v-ați asumat misiunea de a pune îndeplinirea datoriei față de țară și de semeni mai presus de propria viață, onorând prin curaj și devotament arma nobilă a pompierilor. La ceremonial au participat în calitate de invitați prefectul județului Bacău, Lucian Bogdănel, preoți, cadre ale inspectoratului, dar și apropiați ai noilor militari. Dragi pompieri, ați ales o vocație, nu o meserie, nu un job, cum știm că se spune astăzi. Nu te faci pompier salvator pentru că nu ai altceva mai bun de făcut acasă, ci pentru că ai o vocație și aveți o vocație pe a cărei chemare ați ales să pășiți astăzi. Depunerea jurământului, un eveniment festiv, se suprapune în mod fericit cu Ziua Protecției Civile, care împlinește astăzi 90 de ani. Imperativul de a proteja, cuvântul a proteja și protecție, vă vor însoți în tot ceea ce faceți în cariera dumneavoastră, de azi înainte. Protejarea vieților omenești, protejarea bunurilor, a infrastructurii, protejarea comunității și a semenilor pe care îi serviți. Nu cred să existe o mai mare împlinire și satisfacție decât aceea de a vă salva semenii, de a salva vieți omenești, de a salva cetățenii aflați în situații critice, în pericol iminent. Vă doresc tuturor o carieră cât mai lungă și marcată de sentimentul datoriei împlinite față de comunitatea în slujba căreia vă aflați. Mult succes tuturor! Cele mai mari emoții le-au avut familiile tinerilor militari prezente la eveniment. Emoții mari au avut și trei tinere care veniseră să-și admire iubiții în uniforma de pompieri. După ce au depus jurământul militar, cei trei salvatori s-au așezat în genunchi și le-au cerut în căsătorie pe tinere. Andreea, te rog să fii în față. Vă mulțumim pentru timpul și pentru susținerea dumneavoastră și aș dori să mi-te alături. Bună ziua! Vă mulțumim în primul rând pentru vizita acordată și aș vrea să fac... Emoționantă, unică pentru mine și am trecut cu brio și un moment... Fericit pentru noi, de altfel. Mai ales această zi. Da, pentru că data de 28 este o zi specială pentru noi ca cuplu și am hotărât să se întâmple astăzi. A fost o surpriză? Da. Da, chiar a fost o surpriză, nu mă așteptam la asta. Mulțumim. Acest pas pentru că este o zi specială și pentru mine și am vrut să fie o zi specială și pentru viitoarea mea soție. Avem emoții amândoi. Dar o să treacă. A fost greu, a fost ușor? Nu a fost greu, emoții, doar atât. Te așteptai? Nu mă așteptam. Emoții, chiar mă bucur. A fost o surpriză. Da, o surpriză mare. Am zis să fie un moment special în viață. Și până la urmă e un moment unicat și trebuie să fie unicat. Și cam asta este. Ai cam întârziat la chemare. Mi-a durat mult până am ieșit de acolo, eu veneam mai repede, da. Te așteptai? Nu, chiar deloc. Solemnitatea s-a încheiat cu defilarea noilor soldați gradați, subofițeri și ofițeri, în frunte cu drapelul purtat de garda inspectoratului pentru situații de urgență Bacău. Thank you.
echipa din Dofteana locul 1 în clasamentul general la învățământul gimnazial. În perioada 24-26 februarie, la campionatul național școlar, doftenenii au urcat pe prima dreaptă a podiumului, câștigând medalia de aur. Conducerea primăriei comunei Dofteana felicită clubul sportiv Martial Arts Silum Taekwondo, secția Taekwondo Dofteana, care în perioada 24-26 februarie a participat la campionatul național școlar, desfășurat la sala polivalentă București. Delegația clubului, condusă de antrenor Florinel Șilochi, a avut o prestație de înaltă clasă, făcând cinste cu mândrie școlilor și locului de unde provin, obținând rezultate deosebite. Sportivii Spoială Mateo Ilie și unguru Rebecca Ilaria, din cadrul școlii gimnaziale Carlat Longhin Dofteana, au obținut medalia de aur. Eleva unguru Rebecca Ilaria fi numită cea mai bună sportivă la nivelul ciclului de învățământ gimnazial. Datorită rezultatelor deosebite, școala gimnazială Scarlat Longhin Dofteana a obținut locul 1 în clasamentul general învățământ gimnazial, transmite primăria comunei Dofteana. Direcția județeană pentru sport Bacău a premiat la sediul propriu pe cei mai buni sportivi ai județului Bacău în anul 2022. Trofeul pentru cea mai bună sportivă din 2022 a fost câștigat de Bianca Gelber, campioana Europei, la aruncarea ciocanului, antrenor Mihaela Melinte. Din nou pe poziția întâi în topul bacăuan și asta mă bucură foarte mult. După cum v-am mai spus, Bacăul pentru mine este ca a doua casă. Sunt fericită și mândră pentru aceste rezultate pe care le-am făcut și le-am adus României și nu numai. Eu îmi doresc în primul rând să fiu sănătoasă, ca să pot merge la viitoarele competiții și să aduc cât mai multe medalii. Ai fost în cantonament în Portugalia? Da. Cum a fost? Foarte bine, condiții foarte bune. Mi-am desfășurat antrenamentele în condițiile cele mai bune, pot să zic. A fost cald, vremea a ținut cu noi. Și acum așteptăm campionatele naționale care vor fi în weekendul acesta la București, unde vom vedea cu ce rezultat voi reveni în acest sezon. Alte competiții în acest an importante? Sigur, vor fi campionatele mondiale de la Budapesta, este cel mai important concurs, dar mai e până în august, așa că încerc să trăiesc prezentul. Și bineînțeles, gândindu-ne ce va fi la anul. Da, sunt optimistă că totul va fi bine. V-am spus, în primul rând îmi doresc să fiu sănătoasă și să avem susținere din partea celor care trebuie să ne ajute și cred că totul va fi bine. De la locul 3 în jos sunt o seamă de atleți, halterofili, înotători și luptători care fac parte din top 10 județean, având rezultate deosebite la nivel internațional sau la campionatele naționale. Pentru mine acest diplom reprezintă o mare onoare, pentru că am reușit să reprezint județul Bacău și orașul Bacău la campionatul mondial de not, de juniori și campionatul european care s-a ținut în România, care și acesta este un mare lucru. Și sper ca pentru următoarea ediție să reprezint în continuare pe clasări cât mai bune. Ștefan, ce te așteaptă în acest an? În acest an, în luna aprilie, am campionatul național. După aia, în luna iunie, Cupa României. În luna iulie, campionatul european de juniori. În luna august, campionatul european Under-23, care este la prima ediție, și campionatul mondial de juniori, care se va ține în luna septembrie. Gala Sportului Bacăuan celebrează excelența în alta performanță, dar și sportul ca pilon strategic de dezvoltare pentru o societate sănătoasă. Am venit invitat din partea instituției prefectului. Am să fac referire la vizita ministrului sportului în orașul nostru, undeva la sfârșitul anului trecut, când și-a prezentat strategia națională pentru dezvoltarea sportului. Bună sau rea? Completă sau incompletă? Se încearcă și se dorește real motivarea dumneavoastră a sportivilor, îmbunătățirea infrastructurii sportive, respectarea sporturilor cu tradiție în România, și nu în ultimul rând, împărțirea reală și promovarea, susținerea sportului în cele trei componente. Sportul comunitar, sportul educațional, sportul școlar și nu în ultimul rând, sportul de performanță. Prin urmare, cu toți avem obligația, cu atât mai mult cei prezenți în sală și cei care sunt răspunzători de sport în țara noastră, să completăm această strategie, să o îmbunătățim și să o adoptăm la nevoile și necesitățile noastre.
Mi-aș dori din suflet să mulțumesc și Direcției Județene pentru Tineret și Sport, pentru că este imposibil ca pe parcursul activității să nu mă fi lovit de cineva care solicita ajutorul Direcției prin mine, că știți foarte bine, dacă te duci la X, e posibil să te ajute mai bine, ca și la doctor, ca și la primărie, ca și la prefecturie, etc. N-am pus să nu mulțumesc să spun, du-te la Tudorel, sigur te rezolv. Mergi la Cătălin, sigur te rezolv. Du-te la Georgică. Nu cred că oamenii ăștia au refuzat vreodată ajutorul cuiva, să dea ajutorul cuiva. De asemenea, nici nu vreau să mai arunc cu noi o supreș și să spun că sportul în Bacău e înfloritor și e undeva la o cotă în care nu se mai poate face nimic. E absolut. Nu. Ne lipsește o pistă de alergare mai elită. Ne lipsește un teren de aruncări, de greutate, disc și etc. Ne-am dorit o sală a sporturilor mai competitivă, mai dotată, mai îmbunătățită, care mai să o optimizăm astfel încât activitatea sporturilor care se desfășoară acolo, în special cele de echipă, să fie într-adevăr la nivelul cerului. Ne-am dorit de asemenea o sală de atletism cu mai multe posibilități, cu mai multe dependențe care să deservească procesul de refacere, procesul de recuperare a sportivilor după ce și-au fi terminat antrenamentul în sine. Nu le-am putut și nu le putem asigura. Ei bine, prin această strategie națională, aceste 70 de puncte pe care și le dorește să le îndeplinească în cei 10 ani, mult, a spune unii, 2023-2032, poate părea mult, dar e un început. Haideți să facem să participăm cu toți. De asemenea, fără prezență, dar n-aș mai da ceva de spus, vreau să închei și să vă spun că în prezență, ca primăria, prefectura, Consiliul Județean, alte organisme publice, să dea dovadă de un pact politic național, că nu mă feresc să spun politic, astfel încât obiectivele pe care ne le propunem pentru sportul local și național să transceadă oricărui forme de electorat sau dorința electoratului, ori orânduirii care va fi din 4 în 4 ani. Sportul nu are nimic de a face cu politica. Dar e susținută de aceasta. Răutățile, deschinăriile care se pot întâmpla pentru a aduce unuia sau altuia dezavantaje, nu sunt fair play. Nu sunt fair play și nu corespund mediului în care ne aflăm astăzi. De aceea, din suflet vă urez și vă mulțumesc încă o dată, dragi sportivi, dragi antrenori, director de cluburi și cei care conduceți destinele sportului în Bacău. Vă mulțumesc! Eu cred că sunt două lucruri care seamănă între ele. În primul rând, bucuria revederii, bucuria faptului că am fost împreună în seara asta și iată putem vorbi despre o familie a sportului românesc. În al doilea rând vorbesc despre o datorie de onoare pe care Direcția Județeană pentru Sport o are față de acești oameni minunați în a-i premia și a le recunoaște valoarea. Dincolo de toate astea, repet, este, nu știu dacă s-a simțit, dar sunt convins că da, vorbim despre vibe-ul, vorbim despre energia aceasta extraordinar de pozitivă care a vibrat în seara asta aici și faptul că da, am demonstrat că suntem în familie, că ne vom ajuta în continuare și că sperăm la niște rezultate sportive viitoare. În ciuda unui buget din ce în ce mai mic? Da, sigur că vorbeam cu colegii mei la un moment dat că o să ajungem să facem activitate pe buget zero. Nu, cred că datorită sportivilor și datorită antrenorilor noștri am început să deschidem calea mediului privat și vom avea din ce în ce mai mult sprijin din partea mediului privat, astfel încât să susținem sportul, pentru că, vă rog să mă credeți, salariile noastre vor rămâne aceleași. Ați făcut și un apel chiar direct către oamenii politici să fie mai apropiați de sport, către administrațiile locale, județene? Eu sunt împotriva sportului ca politică sau politicului în sport și cred că chiar nu contează din ce partid politic facem parte atâta vreme cât avem niște sportivi atât de frumoși. Cred că dacă nu vom lăsa orgoliile la o parte, trebuie să vă spun că Direcția Județeană pentru Sport a invitat
toate instituțiile la acest eveniment, tocmai pentru a arăta deschidere, tocmai pentru a arăta că noi nu ne asumăm nimic, că singurii care merită asumare și eforturi sunt sportivii și antrenorii noștri. Mănăstirea Cașin, testări gratuite pentru prevenirea cancerului la sân. Veste bună pentru doamne și domnișoare. Unitatea mobilă de screening de cancer mamar a Institutului Regional de Oncologie Iași oferă femeilor cu vârsta între 50 și 69 de ani mamografii gratuite. Proiectul se adresează femeilor care nu și-au făcut o mamografie în ultimele 12 luni, care nu au simptome sau un diagnostic confirmat de cancer mamar. Pe 27 februarie, de la ora 10, caravana a fost în comuna Mănăstirea Cașin și în județul Bacău. Ce cred beneficiarele acestei campanii de prevenire a cancerului la sân, aflăm în minutele următoare. Ați mai făcut mamografie până acum, doamnă? Nu. Nu? Aveți emoții? Nu. Ați aflat de programul acesta gratuit și ați zis să veniți să vă faceți, nu? Da. Credeți că e bine ca femeile, fetele să-și facă? Da, e bine, e foarte bine pentru sănătate. Pentru sănătate, nu? Faptul că au venit aici în comună, cred că vă ajută foarte mult. Da, foarte mult. Economisiți timpul și banii, programări la medic? Da, toate, da. Și toate, toate, da. Un îndemn, dacă e pentru fetele, femeile care ne urmăresc, să vină să-și facă. Să vină toate să facă, că e foarte bine pentru ele, da. Sănătate. Ați făcut până acum, doamnă, mamografie? Nu am făcut niciodată. Dar de ce n-ați făcut? Posibilitățile. Da? N-am fost asigurat, bani, nu, cu am ce înțeles. Să te duci. S-o femeie simplă. Am înțeles. Și e bine că vine așa în comună la dumneavoastră? Foarte, foarte bine. Pentru că nu toată lumea are posibilitatea să meargă să-și facă un control. Și economisi și timp și bani? Și timp și bani, dar în primul rând bani. În primul rând bani. Asta e pe primul loc, că nu avem. Sunt puțin. Sunt foarte, foarte puțin. Am înțeles. Aveți emoții de examen în sine un pic așa? Chiar am, da. De ce? Pentru că n-am făcut niciodată și nu știu ce mă așteaptă. Oricum, ce poate fi mai rău? La câte greutăți ați avut, cred că asta e... Deci nu mi-e teamă de controlul în sine, mi-e teamă de rezultat. Păi dacă nu aveți probleme? Cam... Cam cu virgulă, a? Cam cu virgulă. Am înțeles, eu zic că Dumnezeu e mare și o să asta-i, vină. Asta-i, asta-i. Un îndemn, dacă e pentru cei care ne urmăresc, pentru fete, pentru doamne, să vină să-și facă. Să vină, chiar dacă au dureri, chiar dacă nu au dureri, să vină să-și facă controlul din timp. Da? E foarte important. Pentru sănătate, cel mai important. De la primele ore ale dimineții, doamnele din Mănăstirea Cașin s-au deplasat către locația aleasă în cadrul acestei campanii. De altfel, ele au beneficiat și de o scurtă informare despre acest dușman care lovește pe nesimțite. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 4 martie, cerul va fi senin, soarele ne zâmbește pe tot parcursul zilei, mercurul în termometre urcă până la 13 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 1 grad Celsius. Duminică 5 martie, cerul va fi parțial înnorat, sunt posibile averse de ploaie, chiar și ninsoare, în special dimineața, mercurul în termometre ajunge până la valori de 5 chiar 6 grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 0 grade Celsius. Luni 6 martie, dimineață va fi cerul înnorat, spre după amiază iese soarele. Maxima zilei ajunge până la valori de 10, chiar 11 grade Celsius, iar noaptea minima coboară până la 1 grad Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.